Democrată liberalul consideră că Petele Gorgi a făcut o gafă că nu l-a introdus pe Marcel Romanescu pe listele de sondare de la început, și aceste gafe au și un motiv. I-au intrat acum în perioada asta de când a venit politician și se ocupă mai mult el de partid decât Rușeț, i-au intrat o mulțime de gărgăuni. Da, și cine mai trebuie să ele scoată? Ca de obicei, o să le scot eu o parte din ele acum, chiar dacă mă înjură, pentru că îi fac un bine. Da, îi fac un bine ceea ce spun acum, peste 6 luni de zile o să mulțumească. Manțoc susține că este în posesia unui sondaj făcut în luna martie, în care Marcel Romanescu are o intenție de vot de 6 ori mai mare decât Nicolae Davițoiu. Din 100%, foarte mult e domnul Cărciumaru. Da, nu spun corect cât de mult. Dar trebuie să vă gândiți, printre altele, că alegerile de anul din 2008 le-a câștigat cu 82%, mi se pare, ceva de genul ăsta. Din ce rămâne, da, Davițoiu ia un vot și Romanescu ia 6. Deci raportul este de 1 la 6 plus 5.